A fost mai slab decât slab, foarte slab. Sărbătorile pascale de anul acesta nu au mai adus profitul de altă dată comercianților. În piețele din Constanța, încasările au scăzut chiar și cu 50% față de aceeași perioadă anului trecut. Restricțiile impuse de autorități persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani spun comercianții ar fi făcut diferența anul acesta. Operatorii economici din municipiul Constanța spun că anul acesta a fost unul dintre cei mai slabi ani din punct de vedere al încasărilor din perioada sărbătorilor pascale. Nu a fost ca în fiecare an, pentru că vânzarea a fost de la ora 11 până la ora 1. Bătrânei au ieșit buluc în acel moment, iar noi am rămas, dacă după cum se observă, multe sunt rămase de dinainte de Paști. Au scăzut foarte mult. Cam cu cât? Jumătate? 50%? Mai mult de jumătate. Dacă nu le dă voie la oamenii să iasă din casă. Vârstnicii constanțeni spun că nu știu la ce coadă să se așeze mai întâi în intervalul 11-13. Mulți au nevoie de medicamente la fel de mult ca de alimente. Acum n-am ieșit de vineri. N-am ieșit. Dinainte de Paști. Da, vineri am ieșit. Și obicei vă faceți cumpărăturile pentru o perioadă mai lungă de timp? Da, păi am apucat mai cu multe produse așa și m-am și pe feciorul meu care mai mi-aduce el. Mi-am făcut ce-mi trebuie. Și mai să prind la Beta, dacă mai iau o pâine, nu mănânc pe vechi, când prea am dinți. Cam atât a fost metodul. O problemă personală, de necesar în casă. Sunt cu baba într-o casă, într-o garsonieră și o ducem de azi pe mâine. O zi iasă ea, o zi ies eu cu dovada, dacă vreți să am și dovada, nu umblu. Mie mi-ajunge, dacă ar fi măcar jumătate de oră mai mult, ar fi bine. De ce spuneți asta? Aveți nevoie și la farmacie și la alimentare? Și la, stăm și la rând, știți? Dacă ar fi mai mult, măcar 3 ore. Amintim că odată cu intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 4, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței sau gospodăriei este permisă și în afara intervalului orar 11-13, dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă și alte afecțiuni. Totodată, circulația este permisă și în intervalul orar 20-21, pentru a asigura nevoile animalelor de companie sau domestice doar în proximitatea locuinței, fără a fi necesară completarea unei declarații.